Acum o lună am întrebat-o pe Andreea Bostănică asta. Vrei să fii iubita mea? Pentru 24 de ore. Pentru că nu știu cum arată o întâlnire perfectă din viața ei, am întrebat-o pe un live de pe TikTok. Ia spune-ne, Andreea, cum e întâlnirea perfectă pentru tine? Cu siguranță... Nu e cu tine! Cu siguranță nu e cu tine. Bă... Și așa am și făcut. În acest moment am ajuns la hotelul unde Andreea este cazată. Am parcat mașina fix în fața, am spălat-o, mi-am luat și sacoul, mi-am luat și trandafiri albi, fix așa cum voia ea. O așteptăm și după haide să vedem ce o să vrea să facem astăzi toată ziua, că eu am emoții, sincer să vă zic. Nu uitați să rupeți butonașul ăla de like înainte să înceapă vlogul ăsta, pentru că chiar e ceva special. Bună, Andreea, ce faci? Și că noi am vorbit, ai să te pup, mua. Mua. Deci am zis că o să vină în costum și te-ați cum a venit. Bine, chiar, nu e chiar costum, e doar un simplu sacou și în ăsta, că nu pot să mă îmbrac, frate, în costum. Eu cred că la nunta mea o să mă îmbrac în training, pentru că nu suport costumele. Dar am făcut un gest pentru ocazia asta și am luat și un buchet de trandafiri. Mulțumesc, suflet, mersi mult. Miros? Nu știu, ori n-am eu miros. Nu știu. Ori n-am eu miros. Da, nu știu, nici eu n-am miros. Și pentru că astăzi tu, Andreea, o să fii iubita mea 24 de ore. Ce preferințe ai tu de la un băiat? Adică, ok, ne-am întâlnit, ce vrei să facem prima dată? Astăzi o să vă facem. Spun sincer, ce vrei tu? Cred că am mai zis, eu n-am fost niciodată la o întâlnire, la prima întâlnire, n-am avut niciodată. Mi-ai spus pe TikTok, da. Eu nu știu, pentru mine prima întâlnire trebuie să fie ca în filmele astea turcești, așa totul perfect, romantic, așa că chiar am așteptări din astea foarte mari, că eu nu știu cum ar trebui să fie o întâlnire în realitate. M-ai luat pe neașteptate. Vreau să, nu știu, să mănânc și să mâncăm undeva. Să mâncăm ceva, da. Eu n-am mâncat nici toată ziua, deci cred că dacă m-ai chemat la întâlnire, știi care e mâncarea mea preferată, nu? Care e mâncarea ta preferată? Stai să ghicesc. Sushi? Așa, da? Bine, da. Da, nu? Da, una din ele. Mi-am făcut temele destul de bine. Și mâncarea mea preferată? Hai să continuăm vlogul. Hai să mergem la întâlnire. Hai, Andreea, îți place mașina mea? E foarte mișto. Da, e mișto. Hai. Chiar mi-a zis că îi place foarte tare mașina și că de ce voiam să o schimb. Mamă, cum mă simt, parcă am și emoție. O întâlnire destul de interesantă și o zi destul de interesantă. Sper să vă placă. Andrei, sper să-i placă. Măcar n-am început ziua și deja vrea să scape de mine, efectiv. Uitați-vă și voi. Ia zi, Andreea, îți place cum conduc? Nu pot să cred că conduci, filmezi de același timp, te mai... Da, deci sunt multitasking. Eu când conduc, sincer, sunt atât de stresată încât, efectiv, mi-o doare aici capul și vreau mai repede să cobor, nu știu, sunt atât de stresată. Ai mai luat pe cineva la întâlnirea noastră? Ce? Nu? De ce? Cine e? Acum ar veni, asta e întâlnirea noastră, da? Ai mai luat un prieten. Da, întâlnirea noastră. E o întâlnire... Eu mă dau jos, lăsați-mă. E o întâlnire aici, dublă, dacă vreau să zic. O întâlnire așa. Triplă, păi cum ar fi? Dar nu, asta e puțin, până ajungem la restaurant, o să fim numai noi doi și camera. Ai emoții? Bine, haide. Ai emoții? Vezi că sunt plin de surprize. Cum ar veni, o să mai fie ceva surprize sau cum? Da, am o mare, mare surpriză pentru tine astăzi. O să te duc într-un loc în care n-ai mai fost. Ok. Sper să fii pregătit. Stai pe care, loc legat de ce aici? Ce fel de loc? Un loc în care o să ne distrăm tare rău de tot. Da, o să te iau prin surprindere maximă. Sunt și noi la Sushi Terra după vreo jumătate de oră de mers prin București. Deci, efectiv, nu mai pot. Andreea, te rog, coboară. Deci păi, e sunt... te-ai uitat la filmele alea mele preferate turcești, deci știi că aia actorul turcești, preferat nu? Îi deschidea nu? Ușa de fiecare dată. Uite, asta e că în filmele alea turcești ei au părul așa dat pe spate, așa. Nu, fraților, eu chiar m-am pregătit. Bine, nu? Dar actorul ăla avea părul brunet, dar tu te-ai vopsit, exact. Când te-ai vopsit? Săptămâna asta te-ai vopsit, nu? Săptămâna asta m-am vopsit, da. Am vrut să nu fie chiar perfect. Bate la ochi după dacă e totul perfect. Hai să mergem să vedem ce ne-au pregătit cei de la Sushi Terra, pentru că am înțeles că ne-au pregătit o mare surpriză. Sunt tare rău de tot, hai că intră și eu, mama. Este masa, Andreea, o să stăm față-față, că așa se face la oră. Deja era totul pregătit, ce drog. Deja te-am pregătit, nu, și niște pahare, eu cam conduc, nu prea avem voie cu alcool cu asta, plus că nu știu tu, cu alcool nu. Am 18 ani, deci am voie. Da, exact. Uite ce bine arată. Andreea, chiar v-am să te întreb, ținând cont că e o întâlnire, chiar v-am să te întreb, tu ce vrei de la un bărbat? Cum arată mintea ta băiatul perfect? Păi, sincer să fiu, atâta timp cât persoana, băiatul ăsta de lângă mine mă susține, nu prea contează înfățișarea, nu pot să zic că am, că tu mă întrebi care e idealul, adică nu pot să zic culoarea
ochilor, părul, pentru că cred că chestia asta nu este deloc importantă. Da, e important mai mult ce interior, să vă înțelegeți, să fiți pe același vibe, să vă susțineți reciproc. Clar. Cred că asta e mult mai important decât aspectul fizic, exact. Da, da, exact. Nu știu, aveam la un moment dat făcut un film, că gen îmi plac fetele blonde, dar gen am ajuns la concluzia că like nu contează absolut deloc cum arăți. Plus că culoarea părului se poate schimba. Adică uitați-vă la mine, sunt alb, ești nebun la cap. Eu nu sunt. Eu am pus să mă fac sugar daddy, știți ce zic? De-aia m-am obțit alb, că așa e, un sugar daddy are părul alb, dar mai lipsesc bani. Și acum înțelegi ce trebuie să-i și facem. Iar eu nu sunt blondă deloc, da. Acum... Vrei să bei ceva? Tu ce vrei? Nu știu, o să-mi iau ceva de băut, nu știu, un ceai, un bubble tea din ăla, că e bombă. Și la fel, un bubble. E cea mai bombă băutură de la Sushi Tera, efectiv. Poți să ne ajungi cu ceva de băut, rog? Să rămână. Deci vrei un bubble tea? Da. Că băiatul trebuie să comande. Da. O să vrem un bubble tea. Ați dorit bubble tea sau bubble coffee? Bubble coffee, da. Cu caramel, cu vanilie sau cu Oreo? Stai, hai să zicem în același timp, să vedem dacă gândim la fel. Ok, 3, 2, 1 și vanilie. Wow, nu pot să cred. Ok, vanilie să fie, mersi unde tot. Ușor, ușor, Andreea, încep să devin iubitul tău. Păi da, sunt pentru 24 de ore, nu? Da, să știți că la video nu s-au strâns încă 100.000 de like-uri, s-au strâns doar 50, așa că facem 24 de ore, dar nu fix 24, din vina voastră, că n-ați dat acolo un like, așa că duceți-vă la vlogul ăla de la ziua mea și dați un like să facem 100.000 dacă mai vreți vloguri de gen. Vor fi cam 12 ore, poate chiar 8 ore, dar știu că ne iubiți în continuare, așa că noi ne apucăm să mâncăm și vă dăm un feedback despre cum a fost mâncarea și mai revenim cu niște filmări de la date. Dar lăsați-ne și nouă un pic de intimitate, vă rugăm, adică numai gata, guys. Întâlnirea. Deci efectiv cred că acum pot spune că o cunosc mult mai bine pe Andreea. Cred că Andreea poate spune același lucru. Și la fel, da. Am discutat foarte multe chestii și mi-am dat seama. Nu a filmat tot. Da, dar v-am spus că am avut și noi nevoie de un pic de intimitate să discutăm mai multe lucruri. Andreea, știu ceva. Ce să zic? Zice ceva, Andreea, zice ceva. Eu când mă filmez în vlogurile mele, nu-mi taci gura. Când mă filmez la altcineva, nu știu, sunt așa mai... De ce? Mai ales toate, prima întâlnire, sunt așa mai... Ok, am un lucru să zic. Știți, am zis că am o surpriză pentru tine, dacă s-a lăsat și noaptea. Deci da. Am un loc în care dacă mergem, nu o să mai vrei să pleci de acolo, efectiv. Unde? Haideți cu mine, urcăm în mașină, să vedeți ce surpriză bombă i-am pregătit Andrei de așa, cadou de prima întâlnire, pe lângă trandafir, pe lângă asta, hai că sunt prea tare, fraților. Ia zi, Andreea, ți-a plăcut date-ul? Hai că s-a făcut și verde, hau. Păi, aștept să mă duc în locul ăla, sincer, n-am idee unde... Dar date-ul ți-a plăcut? Da, a fost foarte mișto. Mâncarea a fost foarte bună. Da, și mie mi-a plăcut și eu. Mama, sunt poliția, nu să... Tu vezi cât de bad boy sunt, și cu conduc și cu poliție și cu astea. Deci știți cum a fost Antonio? Și după 3 secunde când a trecut de poliție. Da, frate, efectiv. Bine, acum mi-a plăcut foarte mult la date, dar nu știu, mi-e și frică unde plecăm. Până, doamne, ce grea e. Eu filmez cu telefonul mereu. Mie nu mi-a venit să cred că ea filmează cu telefonul. Păi da, e mult mai ușor să filmezi cu telefonul, gen. Întreba dacă ai putea să faci orice într-o zi, ce ai face? Depinde acum la ce te referi. Dacă ai putea să faci orice, nu știu, uite, de exemplu, dacă știu să fac orice, nu știu, aș... Da, cred că în piscina 24/7, efectiv, gen, eu sunt mor cu piscina. La casa pe care o să mi-o construiesc, o să am piscină, da. Să știi că la hotelul meu acum unde mergem sunt două piscine, este pământru și piscina afară. Ok, Andreea, am condus ceva, am condus de s-a făcut și noapte. Am ajuns aici, glumesc, exact. a fost un drum mai rapid acum că s-a fluidizat traficul. Am ajuns în momentul în care vreau să ajung de când am început vlogul ăsta. Nu sunt nimic, haideți cu noi. Hai. Mergi mai în față și pe dreapta. Este un loc foarte frumos și colorat. Să vedeți, bă, abia aștept să-i văd fața și să vedem, să experimentăm, că e prima dată când merg și eu. Adică să știi că e prima dată când merg și eu. N-am mai fost. Experimentăm amândoi același lucru deodată. Te-am adus astăzi la Hype by Kido. E un loc... Ai grijă. Mai era o dată să-mi împiedice, Andreea. Astăzi nu, pe cameră, dar mai era. Nu, că chiar m-am împiedicat. Hai să nu mai... Sunt foarte neatentă. Eu sunt împiedicată de fel. Și eu eram stângaș când eram mic, dar cu timpul... Na, mă rog, așa. Asta e un escape room, dar astăzi nu o să facem escape room. Dar dacă vreți să facem și un escape room, majoritatea știți ce e asta. Nu uitați să vezi butonașul de like și vreau să explorăm un pic zona, pentru că mi se pare super mega tare. Și de aici o să mergem și în celălalt corp, care e un loc de stat super tare de distracție, unde sunt o grămadă de joculețe din astea în doi. Vreau să o învingem pe Andreea, pentru că la TikTok m-am învins ea oricum mereu. Măcar în viața mea, să câștig și o dată. Wow, bro, cât de tare. De-aia pe bune, asta de ce?
Dar de ce e fum aici? Mamă, frate, e fum. Acum vine partea aia când... Parola. Cine e iubitul tău, Andreea? Băi, nu se mai deschide. O ții tu, Andreea? Băi, nu se mai deschide ușa, adevărat. Da, da-ți apă. Andreea? Ești pe aici? Serios? Tu chiar mai ai să mă serii? Mă, să-ți așa, să te sperii. Da, te gândim și tu, e camera asta. La un moment dat, i-am zis mamei tale, nu se mai deschide ușa și mama ta era așa. S-a schimbat cu mine la față și zice, e de la... Andrei acum a meșterit un trepied, a improvizat, e o fată foarte, foarte descurcăreață. Felicitați-vă ce trepied mișto. I-am propus să filmeze în camera mea, dar nu, ia tot cu telefonul, ia merge pe clasicism. Trebuie să mergeți la ea pe canal să-l vedeți neapărat. Și ce face cuplul anului? Cuplul anului! Cuplul lui 24 de ore. Da, sunt un iubit bun? Sincer, nu știu, oare ești așa doar pentru că trebuie să faci asta 24 de ore? Sau oare gen chiar așa ești tu mereu? Pentru că... Este a doua... Adică mă refer că eu nu te știu pe tine atât de bine. Este stai un pic, noi am mai vorbit vreodată în afară de 2 ani în urmă când ne-am văzut la o filmare pentru nu știu ce. Ții minte? Păi, e prima oară. Deci eu cu Antonio ieri a fost prima oară în care am vorbit în realitate. Adică noi am vorbit prin mesaj. Cum, la ziua ta? Și la ziua mea, da. Și înainte de ziua ta? Și înainte de ziua mea un pic, da, am vorbit. Bine, dar gen... Și înainte de ziua ta că am făcut live-uri aproape fiecare zi. Și acum spui că nu mă mai cunoști? Deci a prima ceartă de cuplu, filmează. Prima ceartă de cuplu. Urmează o pizza cu tine de scandală. Ia avem prima noastră ceartă de cuplu. Este incredibil cât de repede evoluăm. Parcă văd că ne despărțim în a 8-a oră, nici trebuie să așteptăm. Și urmează vlog, ne-am despărțit 24 de ore. Vai. Vrei să faci separat cu ea, nebunule, vrei să mi-o furi? 24 de ore a mea, mai mult nu. Și acum vrei să mi-o furați? Ține minte, asta e cea mai frumoasă întâlnire din viața ta. Cea mai frumoasă întâlnire din viața ta, Andreea. Recunoști? E prima întâlnire, acum nu știu, poate o să am întâlniri mai mișto, cine știe. Nu, no, nimeni nu o să te mai aducă unde te-am adus eu. Hai, vrei să dai tu? Let's go, dai. A dat 600. No, ăștia. Bun. Am dat 2. Asta a fost caterică sau? Uite și îmi bat, Antoni. Ia. Nu cred. Păi, dar de ce s-a primit? Ea vrea să dea mai mult decât mine. Că a dat 800 acum. A dat bine. Nu e de mine asta, fraților, trebuie să mă duc undeva mai periculos. Adică la trambulină. Andreea, hai să mergem în trambulină. Glumesc. Haide. Glumesc, nu, adică, e o glumă. Apa că nu e glumă. Oi, 1 și... Bă, dar nu e, care e hazul, ce? Bă, m-am împătrânit, de ce m-am împătrânit la așa repede? Antonio! Bă, Antonio, te rog, nu mori! Bă, cum e de aici? Nu mori! Nu m-a lăsat, că încă n-au trecut 24 de ore. Deja, e vădu, bă, deja. Hai să ne jucăm să vedem cine câștigă. Bă. Mi-a dat gol, frate! Am dat-o la afară, frate. Sunt prea emoționat de la... E prima mea întâlnire, frate. Antonio, nu trebuie să fii emoționat. Mi-a dat 2 goluri până acum. Uitați-vă și voi cât de scur, bă. O las să câștige. Da, ce să zic și la acum. Nu! Că nu te lasă câștigi? Uite că te lasă câștigi! 2-1! Ce părere? Mi-am dat și eu un gol singură, să nu se simte el prost așa. Sunt fata bună. Deci e cam periculoasă chestia asta, dacă sare după masă. Și
îți vine în cap. Bine! Ajunge primul la 5 câștigă, da? Bine! E super tare! Nu vreau să ne despărțim! Ok, îți plac aia verzi? Nu cred așa ceva! Ia, nu și eu, și eu și acum. Dacă ți-i câștig, mai ești iubita mea 48 de ore. Hai, mai te câștigă, după vedem. Ah. What? Nu trebuie să facem pactul de dinainte, mai te câștig. Pact? Hai. Dacă sunt mări mea, dacă nu-mi vin la fel, nu se pune. Câte pretenții, câte pretenții. Ultima oară, promit, ultima oară, te rog, ultima oară. Nu știu să mă mai gândesc. Te rog, ultima oară. Nu știu, poate. Promit, e ultima oară. Vedeți, băieți, ca să aveți o relație de succes, trebuie să vă faceți pe bea, dar încă voi fericită. Efectiv, guys, suntem faliți. Suntem săraci, dar fericiți, asta e. Da, suntem fericiți. Eu cel puțin m-am distrat. M-am dat în trambulină, da. Mi-am rupt pumnul, Andreea a dat mai mult decât mine. Andreea m-a bătut. Andreea m-a bătut la hockey. Dar cel mai trist sunt pentru că ziua s-a încheiat. E foarte târziu, Andreea trebuie să meargă acasă. Pentru că dacă nu mama e, mă va bate. Și de asta sunt cel mai trist. Tu nu ești trist, Andreea? Eu? Da, sunt foarte tristă că această zi minunată în care nu mai ai câștigat Air Force-urile se termină. Nu, dar dacă să fiu sinceră și fără Caterinca, a fost super tare. Adică chiar m-am distrat mai ales aici. Și la cine am fost foarte drăguț. Chiar m-a plăcut vlogul ăsta. Da, nu? E mișto să stai o zi întreagă, să se deschide ușa, te duci unde vrei tu, e mișto rău. Guys, am ajuns la hotel, am adus-o pe Andreea și vreau să vă întrebăm dacă v-a plăcut această zi și dacă credeți că ne potrivim, pentru că poate mai prelungim și acest interval de 24 de ore, nu, Andreea? Da. Câte like-uri trebuie să fac cu vlog? Câte like-uri trebuie să fac cu vlog? Hei! All around in the million faces. Câte like-uri crezi că face vlogul ăsta? 50.000 de like-uri. Vă pupat, pa!